Sărbătoarea acoperământului Maicii Domnului a fost prilej de bucurie pentru oștea mănăstirii Hadâmbu și pentru pelerinii din mai multe părți ale țării. Biserica Mare a Așezării Monahale a îmbrăcat astăzi, 1 octombrie 2021, straie de sărbătoare. La orele dimineții, Preasfințitul Părinte Antonie, episcop de Bălți, a fost întâmpinat de soborul slujitorilor din Moldova, din Bucovina și din Basarabia. Preasfinția sa s-a închinat apoi în biserica ce și-a sierbat hramul, iar pe podiumul din incinta așezământului monastic a săvârșit Sfânta Liturghie cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Din soborul slujitorilor au mai făcut parte Părintele Viorel Laiu, directorul Seminarului Teologic Liceal Ortodox Veniamin Costache de la Mănăstirea Neamț și Părintele Ioan Mihoc, director emerit. În cadrul slujbei, Părintele Episcop Antonie a înălțat rugăciuni pentru sănătatea întregului popor român de pretutindeni. Cuvântul de învățătură a fost adresat de către Părintele Ioan Mihoc, care a făcut referire la sărbătoarea acoperământului Maicii Domnului și la lucrarea deosebită ce s-a desfășurat în ultimele 3 decenii la mănăstirea Hadâmbu. Într-adevăr, Maica Domnului a salvat Constantinopolului. A venit o furtună puternică și a împrăștiat toate corăbile de acolo din jur, încât poporul a fost salvat prin minunile Maicii Domnului. Această sărbătoare apoi s-a transmis, vedeți, și la celelalte biserici de ortodoxe, de pe toată suprafața Pământului și mai ales popoarele slave. Au multe evlavie la sărbătoarea aceasta, sărbătoarea acoperământului Maicii Domnului. Dar și la noi, în poporul român, sărbătoarea aceasta a fost mult cinstită încă din vechime. Și mulți dintre frații noștri, de credincioșii noștri creștini, aleargă acolo unde știu că pot să găsească sprijin și ajutor de la Maica Domnului. Iar aici, mănăstirea Hadâmbu, unde este icoana ei făcătoare de minuni, credincioșii, asta este dovada. Ei au găsit, într-adevăr, aici ajutorul Maicii Domnului. Cred că de aceea sunteți astăzi aici, nu? Deci pentru că simțim, credincioșii, vedeți, ei au rânduiala lor și gândul lor și drumul lor atunci când sunt în necaz. Și dacă trăim pe pământul acesta, să fim totdeauna la sărbătoarea Maicii Domnului. Aici sau în alte părți, în bisericile noastre. Iar dacă Dumnezeu va vrea să plecăm spre ceruri, atunci să ne ajute într-adevăr să fim în soborul Maicii Domnului. Acolo unde putem să o lăudăm pe ea pentru veșnicie. Părintele Episcop Antonie a amintit că biserica are numeroase sărbători închinate Maicii Domnului pentru a arăta rolul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu la mântuirea neamului omenesc. Creștinii au simțit locul Maicii Domnului și ajutorul Maicii Domnului în viața lor. De aceea avem foarte răspândit cultul, icoane, avem diferite făcătoare de minuni, biserici închinate Maicii Domnului. Nu avem o rugăciune în biserică unde să nu amintim de Maica Domnului, neapărat avem, fie că indiferent care ar fi taina sau ierurgia,
săvârșite sau Sfânta Liturghie, neapărat avem rugăciuni închinate Maicii Domnului, anume pentru a scoate în evidență locul ei în mântuirea neamului omenesc, cum am menționat. Să rămânem cu toți cinstitori ai Maicii Domnului, pentru că este greu să ne închipuim cum ar arăta cultul nostru ortodox dacă nu am avea pe Maica Domnului. Ar fi foarte sărac. Ca să ocazie, Părinte, vreau să vă mulțumesc. Să știți că toate produsele care le-ați adus dumneavoastră, și asta e vorba de sute kilograme, chiar tone, am încercat să le repartizăm prin parohii la familiile nevoiașe. Și vă mărturisesc sincer, este multă sărăcie în Basarabia. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu, a mulțumit înalt preasfințitului părinte Teofan pentru că a binecuvântat ca părintele episcop Antonie să slujească Sfânta Liturghie, precum și tuturor celor care s-au rugat împreună la acest ceas de sărbătoare. Este o mare blagoslovenie, binecuvântare, numai pentru oftea destoinică, mică, a acestei sfinte mănăstiri și pentru toți credincioșii pelerinii prezenți astăzi la această mare sărbătoare. Sperăm, trăim cu credința în Dumnezeu și Maica Domnului că ne va slobozi de această grea încercare care este nu dată de Dumnezeu, ci îngăduită de Dumnezeu pentru păcatele noastre. Să ne smerim, să ne plecăm capete cu micul mare la pământ, implorând mila și darul lui Dumnezeu și în ultimul rând Măicuța Domnului, care este ambasadoarea sufletelor noastre, care adună rugăciunea noastră zi noapte ne duci către Fiul Său și Bunul Dumnezeu. 13 clopite care ne cutremură și cred că se aud câțiva kilometri, unul din ele, cel mai mare, parcă sună jale. Nu și-a găsit titlul preasfinția voastră, deși mă rog la credincioși să roage la Maica Domnului pentru mine vrednicul și să trimite Maica Domnului titlul care, să știți că Maica Domnului nu ia din orice mână. Părintele Ioan Mihoc a amintit de minunile pe care Maica Domnului le-a săvârșit la mănăstirea Hadâmbu prin intermediul arhimandritului Nicodim Gheorghiță. Vedem atâtea frumusețe aici, ne întrebăm, pace Maica Domnului minuni? Uite-te rând la Hadâmbu, ce minuni a făcut în momentul când a trimis Părintele Stareț și după aceea prin cele care s-au realizat. Cele 13 clopite discutam noi cu Părintele Stareț, de ce sunt 13? Pentru că primul cel mai mare se închina Maicii Domnului, pentru că este, cum a spus Părintele Stareț, stareța de aici, adevărata stareță, și celelalte 12 clopete în cinstea celor 12 apostoli, nu? 13. Și sigur, toți sfinții pe care unii din ei sunt așezați pe icoana, pe clopotele respective. Dar toate aceste clopote aduc laudă Mântuitorului Iisus Hristos. Mi-a plăcut de neamțul acela când am mers noi să întrebăm, poți să fără clopotele acestea? Au spus, da, putem turna, dar noi le turnăm numai vinerea după masă. Dar de ce vinerea după masă? Pentru că atunci am murit Mântuitorul pe cruce pentru noi și dorim ca aceste clopote să plângă în numele nostru toată jertfa Mântuitorului. E, atunci când am auzit, m-am gândit, omul acesta este un om credincios, trebuie să lucrăm împreună cu el. La final, oamenii au primit anaforă, iar apoi au participat la o agapă frățească.